incomoditatea asta care se vede în persoana mea, scuzați de lipsă de modestie, incomoditate pentru pas și pisirime îi unește. Și știți ce îi unește? Până acum doar la Bălți era, cu foarte mică excepție, era o problemă combinabilă pentru ei, pentru forțele astea de extremă. Că primarul Bălțului, de obicei toată lumea credea că el e rus, rusofon și nu mai știu ce. Da? Acum a venit un primar care vorbește în egală măsură în rusă, moldovenească sau română. Dacă mai trebuie, mai spun și în bulgară, mai spun și în engleză. Adică fără probleme. Nu am probleme de comunicare. Și vă dați seama că pentru ăștia e deranjant. Pe de o parte cu rusă, pentru ceilalți e deranjat pe de altă parte cu română. Și aici s-au unit interesele lor obscure. Asta este doar prima, deci doar o singură parte, da? La care îi unește. A doua, cea de mafia construcțiilor. Și tot ce este legat de arenda pământului, terenurilor.